Dacă ești în căutarea unei aventuri pline de peisaje pitorești, cascade impunătoare și pajiști alpine, Valea Cerne este destinația perfectă pentru tine. Pornind din Târgu Jiu și străbătând locuri precum Tismana, Baia de Aramă și ajungând până la băile Herculane, această călătorie promite o experiență memorabilă. Punctul de plecare Târgu Jiu îți oferă ocazia să descoperi creațiile artistice ale marelui sculptor Constantin Brâncuș. Ansamblul monumental Calea Eroilor este compus din masa tăcerii, poarta sărutului și coloana infinitului. Drumul continuă spre Tismana, unde mănăstirea Tismana, una dintre cele mai vechi mănăstiri din țară, te așteaptă cu o atmosferă liniștită și cu o istorie încărcată. Călătoria te poartă mai departe spre Baia de Aramă, unde vei fi întâmpinat de peisaje fermecătoare, dar și de biserica Sfântului Nicolae o capodoperă arhitecturală. Destinația finală a traseului, Băile Herculane, este celebră pentru apele sale termale și pentru atmosfera sa boemă. Aici poți face o oprire relaxantă și să te bucuri de facilitățile stațiunii. Este important de menționat că starea drumului nu este întotdeauna optimă, în special pe anumite porțiuni. Ca atare, pentru a aborda cu succes acest traseu, se recomandă utilizarea unui SUV de clasă mare. Aceste vehicule sunt echipate pentru a face față condițiilor dificile ale drumurilor de munte și asigură o călătorie mai sigură și mai confortabilă. A explora Valea Cernei prin acest traseu uimitor nu este doar o călătorie, ci o experiență ce îmbină frumusețea naturală cu bogăția istorică. Așadar, pornește la drum cu spiritul aventurier și lasă-te purta de farmecul inconfundabil al acestui colț de rai din munții României. Relatează click.ro